Știu că voi fi un star. Să ajung, să mă admire, să mă privească o lume întreagă. Aș vrea să cânt, aș vrea să ating staua mea. Am atâtea emoții când scena mă cheamă, se aprinde o nouă stea. Am lumina în ochi și pot visa. Știu că voi fi un star, e șansa mea. Emoțiile-s la maxim și lumea mea. Știu că voi fi un star, ce mult aș vrea să prind o stea. Fabrica de staruri și țara-ntreagă mă vor face primul să ajung departe. Fabrica de staruri e scena noastră. Alege un star. Bună seara, bine ați venit, dați-le aplauze, le merită. Dați-le aplauze puternice. Sunt 18 aici în total. Bună seara și bine ați venit. Cred că cel mai ambițios show de televiziune din Moldova. Cu siguranță, nu doar cred. Sunt 18 puști, 18 viitoare vedete. E important să rețineți că din toți, la sfârșit va rămâne unul singur, The One. Îl puteți alege dumneavoastră prin telefoane. Avem un juriu, o să vă explicăm mai multe despre regulamente. Dați-mi voie acum să invit în scenă o domnișoară pe care cu siguranță dumneavoastră o cunoașteți. E vedeta postului Prime TV, doamnelor și domnilor, colega mea de prezentare, Albinuța, Albina Platonov. Bună seara, Albina! Mamă, ce... Bună seara tuturor! Frumos. Mersi frumos! Bună seara, seara tuturor! Bună seara, dragi telespectatori! Bună seara, Dana, încă o dată și bine ai venit la Chișinău! Mulțumesc tare mult! Bună seara! Eu personal sunt foarte fericită că sunt în scena acestui așteptat eveniment, acestui show, cel mai așteptat proiect al anului, Fabrica de Staruri. Dar și mai mare plăcerea este că sunt alături de tine! Da, mulțumesc! Singura fabrică de funcționează în Moldova e asta, Fabrica de Staruri, Fabrica de...
de staruri numărul 2, pentru că suntem la a doua ediție, asta e important să spunem. Albina, trebuie neapărat să mulțumim oamenilor care ne-au ajutat, o companie importantă în Moldova, Moldcell, e compania care transformă comunicarea în artă și le mulțumim încă o dată că sunt alături de noi. Fabrica de staruri există și datorită celor de la Moldcell, mulțumim încă o dată. O să-i cunoașteți acum pentru că ei sunt cei mai importanți. Uite, noi facem câțiva pași, așa, Albinuța, lucrăm în seara asta, muncim, da? Muncim, sigur, dar ne muncim, nu? Totuși acolo, avem o fabrică acolo, de staruri. Acolo e o lojă pregătită pentru vedetele pe care le vedeți aici. Rând pe rând vor pleca acolo, în locul pregătit. Săptămână de săptămână, rând pe rând, câte unul va pleca. Apele se vor despărți. În final va rămâne unul singur, superstarul. Acum cât sunt toți împreună, mai dați-le încă o dată aplauze puternice. Cei 18 sunt pentru prima dată împreună pe scenă. Haideți să cunoaștem participanții noștri. Drumul, da? Ok. Din această seară, fiecare cu numărul de vot. Să începem. Hai să-i vedem, să-i cunoaștem. Damaskin Marina, numărul de vot 2. Priviți-i, aplaudați-i. Locul lor e pregătit acolo. Macar Dragoș, numărul de vot 3. Botnaru Dumitru, numărul de vot 5. Denisiuc Anastasia, cu numărul de vot 6. Anastasia. Danu Boian, cu numărul de vot 7. Danu. Elena Buga, cu numărul de vot 8. Cristi Cuculescu, cu numărul de vot 9. Natalia Marin, cu numărul de vot 10. Lența Dorin, cu numărul de vot în această seară 11. Ceban Irina, cu numărul de vot 12. Istrati Ion, cu numărul de vot 13. Munteanu Alona, 14. Căruntu Sergiu, cu numărul de vot 15. Boico Meri, cu numărul de vot 16. Mai sunt 4. Boico Meri, cu numărul de vot 16. Aplauze, vă rog. Alexandru Belinchi, cu numărul de vot 17. Frunza Victoria, numărul 18. Abungu Inek, cu numărul de vot 19. Asta a fost Mary. Mary, cu numărul de vot 16. Și ultima participantă e Pros Oxana, cu numărul de vot 20. Oxana, 18 în total. Priviți încă o dată. E loja pregătită special pentru ei. Albina, o să te rog să stai în preajma lor. Rând pe rând vor veni aici pe scenă, rând pe rând vor cânta. Albina! Îți mulțumesc cu numărul 10! Înainte de următorul anunț, aș vrea să vă spun că eu am auzit adeseori vorbindu-se despre fabrica de staruri în România. În lumea televiziunii din România s-a vorbit despre acest proiect ambițios din Moldova și am citit prin ziare, am auzit vorbindu-se de la colegi de televiziune și am urmărit pe YouTube, am văzut chiar câteva DVD-uri cu show-ul vostru de aici. Am fost plăcut surprins când am primit telefoane de la prietenii mei din Moldova pentru acest show și aș vrea să vă reamintesc câteva secunde ce s-a întâmplat anul trecut la fabrica de staruri. Priviți!